Am trăit astă seară emoții deosebite, pentru că am simțit și eu împreună cu toți artiștii din scenă, cu Petru, acea emoție când eram și eu cu ei în scenă în tinerețe. Sincer, îmi vine greu să vorbesc, pentru că, iată, în sfârșit îl văd din nou pe Petru Văcărău în scenă, din ultimul rege care murea cândva, astăzi a renăscut regele Lir. Un rol extraordinar, o trăire adevărată. De fapt, suntem contemporanii unui mare actor. Și sunt mândru de asta, că am fost împreună, ne cunoaștem de o viață și sunt sigur că vom mai face împreună multe lucruri frumoase. Mulțumesc! Acum 20 de ani vedeam Regele Mare și mi se părea că Petru Văcărău a adus un fel de punct după care nu mai poate deschide nimic nou. Mi se părea un punct de bovă. Ați avut un spectacol în care câteva secvențe mi-au dat lacrimi, literalmente. Am văzut un spectacol foarte simțit, foarte trăit pe scenă, poate puțin lungit pentru că, mă rog, încă nu s-a așezat, dar ca intensitate a jocului, ca intensitatea prezenței scenice, mi se pare absolut formidabil. Cred că este un foarte bun început de sezon și sper că spectacol de acest gen să aducă lumea în teatru și să lăsăm în spate și pandemii și trăderile. Sunt un mare adept al teatrului lui Eugen Ionescu. Urmăresc toate premierele, toate spectacolele. Spectacolul de astăzi este unul deosebit, fiindcă de 20 de ani am așteptat să revină în scenă Petru Văcărău. După revenirea mea din Sankt Petersburg, unde mi-am făcut studiile, prima dragoste de teatru a fost Regele Mare de Eugen Ionescu cu Petru Văcărău în rolul principal. Consider că a fost un spectacol absolut grandios și iată acum Petru Văcărău, Regele Lir. O impresie absolut fantastică, fiindcă e una dintre cele mai tragice și cele mai grele piese a lui Shakespeare. Și însăși faptul că această piesă este montată, eu știu, ceva, un simbol al timpului. Piesa este foarte actuală, este foarte de înțelesul timpurilor de astăzi și tot ce s-a întâmplat astăzi în scenă, mai ales, eu știu, și ansamblul actoricesc și minunata regia lui Mihai Țernă, decorul, găselnițele astea de, eu știu, imagini scenică, minunată, muzica splendidă, studenții de la Academia de Muzică, cântăreții care participă în spectacol, sunt absolut grandioși. Spectacolul e construit arhitectural absolut deosebit. Cred că acest spectacol va intra în istoria teatrului național ca unul dintre cele mai, eu știu, de valoare sau unul dintre cele mai importante spectacole a ultimului timp. Le doresc teatrul să prospere și acest început de stagiune teatrală este unul magnific și sper că vom trece de toate timpurile grele, de toate pandemiile și noi vom asista încă la foarte multe descoperiri teatrale pe care le așteptăm în acest minunat teatru. Eu am plâns. Asta se întâmplă foarte rar, pentru că niciodată nu pot să o fac în special, dar sentimentul pe care l-am trăit privind acest spectacol, cred că a necesitat așa lacrimi din astea. Vreau să vă spun că am rămas pur și simplu frapată de tot ce s-a întâmplat în scenă. Genul a avut că rău, nici nu se pune la îndoială. De mult nu l-am văzut într-un rol și pare foarte bine că, iată, că asta a fost rolul.
care cred că l-a așteptat el atâți ani, că mi-a zis că 20 de ani nu s-a avut niciun rol. Doresc succes, realizări frumoase, toată trupa excepțională și îmi pare foarte bine că am putut și eu să contribu măcar un pic să aduc băieții ăștia și doar i-am adus, pentru că tot ce au făcut ei, au făcut aici la teatru. Eu, sincer, am niște emoții deosebite și sunt și mândră că am asemenea băieți și sunt și foarte fericită că ei fac parte din acest spectacol și pot să vadă cât este de diversă arta. Important să fie adevărată și sinceră. E un spectacol splendid. Am lucrat cu Mihai Cernu frumos, am făcut o furtună cu Shakespeare și așteptam până la dare de regii, lingi, prarie enormă. Și într-un timp atât de strâng, un spectacol splendid, un spectacol de detalii europeană. Și de ce nu? Am vrea să mai colaborăm cu Mihai Țărnu, poate și cu acest teatru. Da, a fost spectaculos. Fain, frumos, emoționant. Prima dată îl văd pe domnul Petru în scenă. Din păcate, o perioadă nealungată nu l-am văzut și așa, a lăsat mască. Cred că era un spectacol mult așteptat, anume pentru teatru de la noi din Moldova, să spunem așa, și după câte știu, el de mult se așteaptă să fie montat și în sfârșit, acum a venit domnul Țărnu și a montat ceea ce se aștepta de mult la Teatrul Eugen Ionescu și în general pentru spectatorii și pentru studenții de la Academie și pentru toți care iubesc, să spunem, teatru clasic, teatru care stă la bază. Și cred că a fost peste așteptările noastre, vorbesc despre mine, a fost peste așteptările mele și felicitări. Este o premieră de care o așteptam de foarte mulți ani. O dramaturgie bună, cu o scenografie pe măsură, cu o regie extraordinară și cu un monstru în rolul principal. Este monstruos de emoționant și cred că va avea un impact asupra publicului extraordinar.